Marius Bosnea a fost boxer, dar și barda lui Adiminune. Dacă azi noapte maneliștii au cântat la Căpătâi, astăzi 5.000 de oameni s-au adunat în centrul Piteștiului să-și ia adio de la el. A trăit ca un rege și a fost înmormântat cum și-a dorit, ca un împărat. Asta spun amicii despre Marius Bosnea. O mulțime de maneliști l-au jelit la Căpătâi pe cel care i-a ținut spatele lui Adrian Minune. Măi, Doamne, ce crudă mi-a fost răsplata, dar pe mama mi-ai dat gata. Sub privirile discrete ale polițiștilor în civil, Măru din Chitila și Neluță Neagu l-au plâns de pe o scenă improvizată pe răposat. Peste 5.000 de oameni au îndurat căldura și s-au adunat în centrul Piteștiului să-i asculte. Cu tricouri negre mulate și ochelari de firmă, apropiații au lăcrimat la fiecare piesă. A fost o adevărată nebunie. Coloane de mașini de lux, claxoane, strigăte de jale, circulație oprită. Deși familia anunțase că Adrian Minune îi va cânta ultima manea, acesta a fost tăcut astăzi. A vărsat pe furiș câte o lacrimă pentru Bosnică, așa cum îi spunea el. Aseară, în schimb, i-a închinat o melodie compusă ad hoc, la foc de grătar, lângă mititei și cotlete. Să nu plângeți, frații mei, că din patrona voastră și Piteștiul e dulia tău. Marius Bosnea și-a pierdut viața într-un teribil accident sâmbătă dimineața. Nu mai scrie? Rămâne asta sau o las? Păi face, vezi, așa, face altă. Bine, lasă. Asta pentru mâine, asta merge, pentru pâine, da. Se pune culța aia, da? Da, se pune asta, se pune. Se pune. Nu mai suplați în el, dă moțe așa. Așa,
Că sunt afară. Dumnezeu să-l ierte. Cu gicuță.
Cel mai bun prieten.
Dumnezeu să vedeți să vedeți Bosnia, Bosnia. Așa e viața frățioare. Omul se naște și moare. Așa am fost, Doamne, și eu. De-am tras bine, de-am tras greu. M-am rugat la Dumnezeu. M-am rugat, că m-am rugat, Domnul nu m-a ascultat. Dar cu băiatul ce fac, că plec și la supărat. Uite, Doamne, cum e viața, e mai suțire că nu să așa e viața pe pământ. Omul-i tăriș și negășit. Așa e viața, frățioare, omul să naște și moare. Bunerile dacă face, tot în pământ să nu soarce. Așa-i viața pe pământ, omul-i muritor de când. Doamne, și mă știți că la băiat, că plec și la supărat. Ce să fac, tăicuțul meu, așa l-a vrut Dumnezeu să te părăsesc și eu. Domnul și nu trece sta, ca să-mi părăsesc casa. Când mă gândesc la băiatul, grăbăne supărat. Să frice inima în mine, rămâne străin pe lume. Copil străin fără tare, plânge mereu pe la poartă. Cu inima împăcată, plânge și grabă mereu. Doamne, unde e tăicuțul meu? Că fără el nu este greu. Unde e, Doamne, tata, care îl purta grija să uita lui tata mea? Plângea, Doamne, și întreba tata mereu, unde e băiatul meu? Ce-o ofta și de mine o întreba. Unde-i, Doamne, tata meu? La cine mai strig și eu? Dacă vreau o fi, Doamne, greu. Nu mai am nicio speranță, nu mai am poftă de viață. S-a dus de-asta oamă rocoasă. Și-am muncit ca să mă crească. A plecat de cuțul meu și fără eu mi-e se greu. Că și noaptea când mă culc sunt mereu cu el în el. Tată și nevesta vouă-l tău și te plâng, tată, mereu. La cine mai strâng și eu?